melodia aia cu jumătate tu, jumătate eu. Așa? Eu, așa, eu numai cu de-astea merg. Când merg cu astea vechi, îmi bag manele vechi. Bă, sincer, vreau să conduc și o dată în viață o Calibra, să văd și eu exact cum era să fii șmecher în 2000. Eu cred că am rămas cu aceeași concepție, că Opelul e mașina aia care poate să cari varză. Da, și încă este. Încă este, nu? Da, încă este. Suntem șmecher, dar nu ne merge ACU. Transpira puțin. Asta era să mergi cu Gagica, Amanta, la mare. La mare, adică nu... E ce mai frumos un Opel ca un urs. Părerea mea. Și nu sunt hater, îmi place BMW-ul, dar... Da. A fost, voi fac Euro 2 și nu scoate gram de fum. Totul este, da. Uite, mă, deci îți intră mâna în bur, pe bune. Și e până jos, adică ce aveam, un magazin de CD-uri, nu? Da, magazin de CD-uri. Mamă, ce-mi știu să deschide, ești nebun? Acum văd toată treaba asta. Eu am pe aia de săraci. Opel de săraci. I-am montat aer condiționat pe aia, am luat tot de la Gilosu. Deci tu i-ai pus aceu? Eu i-am pus aceu, da. Uite, și tu, frate, deci pe bune, ce stil avea, că la Audi 80, dacă nu mă înșel? Uite, de exemplu, plasticul ăsta s-au făcut într-o serie limitată, pot spune, cred. Și chestia asta, ca să o cumperi, plasticul ăsta, e vreo 700 de euro, să le iei după internet. Salutare, mafioși, și mai ales la un nou vlog. Este un vlog special, din nou este un vlog special, deoarece am ajuns aici la Focșani ca să filmăm niște mașini super faine, niște mașini legendare pe care domnul Andrei Pascu le are. Salutare, domnule Andrei. Salutare. Cum arată un Volkswagen Passat pe care un român l-ar cumpăra? În primul rând trebuie să fie alb, să arate super bine, să fie full option, dar nu mai contează faptul că mașina a avut kilometri dați înapoi. După cum vreți să vedeți, mașina avea 340.000 km în 2019, iar în 2020 mașina a coborât până la suma de 176.000 de km. Pe lângă acest lucru, mașina mai are și câteva daune destul de minore, dar ce mai contează, românului îi place Passatul să fie full, nu mai contează kilometri. Dacă nu vrei să iei o țeapă, îți poți verifica mașina pe car vertical cu 2% reducere din linkul din bio sau folosind codul MERITĂ. Vizionare plăcută! Și îți mulțumesc în primul rând că mi-ai pus la dispoziție o mașină din asta, un Opel Calibra, și o să vedeți în clipurile viitoare că o să filmăm și un S600, o mașină care cred eu că e singurul V12 pe care am mers vreodată, adică n-am mers niciodată cu un V12, dar până acolo avem de filmat astăzi un Opel Calibra, o mașină foarte faină, o mașină emblematică pentru Opel, și când spui Opel, nu te gândești, domnule, la mașini sportive, la mașini unice, te gândești la mașini de volum, pentru că Opelul s-a transformat la un moment dat într-o mașină de volum, dar uitați-vă și voi ce mașini făceau odată. O mașină cu care toți am copilărit și în anii 2000, spuneți voi că mașina asta, pe lângă BMW-urile alea seria 5, 34, 39, mașina asta nu era de șmecheraș. Deci dacă aveai o mașină din asta, la 18 ani, clar, era ce trebuie. În fâș, că așa trebuia să fie. În traininguri Adidas, da, fake. Bravo. Deci așa, exact, trebuie să fii îmbrăcată mașina asta. Până să ajungi la mașina asta, te-aș vrea să dai un like, un share și subscribe acest canal. Trebuie să-i dai neapărat un follow. Și de fapt, spune-mi, domnule Andrei, cum te găsești pe Instagram? Pe Instagram mă găsești AndreiPas99. Și cu ce te ocupi tu, Andrei? Eu mă ocup că am un parc auto cu mașini second hand la Golești. Avem peste 150 de mașini. Se poate da și în rate, cash. Deci când veniți în Focșani, treceți prin Golești, e Edita Mai Parcul. Vine aici, Andrei, lângă mine, Edita Mai Parcul, e pe dreapta cum veniți către Focșani, nu? Da, da. Îl vedeți, 100%, scrie mare Andrei Pascu, sau Pascu, AutoPascu99. AutoPascu99, exact. Și să vedeți acolo multe mașini. Nu vinți mașini vechi, vinți mașini noi. Nu, mai noi, da. Bun, spune Andrei atunci, de ce totuși ai o pasiune pentru mașini vechi? Pentru că tu mai ai și ursuleți, ai și un S, da, ai mai multe mașini, ai și, da, o Dacia. Da, sunt all-sit. Am... De unde căpătat pasiunea asta, ca să zic așa. Taic mi vine mașini din 95 și îți dai seama, am crescut între fiari, cum s-ar spune. Când eram mai mic, avea taic mi una din asta roșie la vânzare și mă simțeam și eu șmecher cu tata când mergeam în oraș, ca să zic așa. Mergea Andrei cu tatăl șmecheraș? Da, șmecheraș și tata, da. Și am zis, băi, că noi fim mari și eu avea posibilitatea, o să-mi iau și eu una. Este din 93. Este un NFL? E non-facelift, da. Faceliftoare e emblema. Deci emblema de aici mutată, exact, da, în grila, da, da, centrală. 2.0 benzină, 115 cai, o valve. Da, e motorul clasic, simplu. Să le spunem oamenilor că au existat și 2.0 16 valve, 150 de cai și, da, celebrul 2.0 LED
turbo 4x4 cu cutia de transfer, cai, da, care pica. E o nebunie aia. Da. Da. Și mai era și un 2.5, 6 ceva de genul, dacă nu mă înșel, 170 de cai. Având varianta de bază, probabil nu era nici foarte echipată. Nu era. Nu era foarte echipată. Adică are servo, ceea ce nu știu dacă s-a pus, cred că e opțională treaba asta, o grizi electrice, geamuri electrice și cam atât. Ah, și mai am farurile cu lupă și proiectoarele. Dar nu sunt cu xenon, sunt cu halogen. Nu cu xenon, cu halogen. Uitați-vă și voi puțin ce design poate să aibă mașina asta și o să vă luați niște cadre din lateral. Mie mi se pare foarte mult că seamănă cu seria 8. Cu seria 8-ul ăla vechi de la BMW, adică forma asta de săgeată oarecum. Și mașina asta a fost recunoscută pentru un coeficient aerodinamic foarte bun. Foarte bun, exact. 0.26, care a fost, nu știu, vreo 10-15 ani după aceea a fost etalonul în ceea ce ține treaba asta de eficiență. De unde ai cumpărat-o? De ce ai ales varianta asta? Noi luăm toate mașinile ca și la part după licitație. Am văzut-o într-o seară și n-am rezistat, adică nu mai avea rugină pe acolo, pe aripi, pe asta. Aripile spate, că opolul la aripile spate și un pic jos la aripile după față. Okay. Și n-am vrut să o vopsesc pe bucăți și am vrut să o vopsesc toată, este revopsită. Culoarea originală. E culoarea originală. Deci ce culori făcea odată? Uite-te și tu puțin, deci culoarea asta, să dai seama să ieși cu ea în 93. Și gândește-te că au fost puse și galben, care e galbenul foarte rar pe Calibra să le găsești. Negre, albina. Sincer, no. Pentru mine, o Calibra cu trapa așa deschisă, pentru mine e neagră. 2.0 turbo, neagră, mafioată. Da, asta așa aș vedea-o eu. Eu, uite, vedeam una turbo roșie, așa o vedeam eu, îmi place, dar n-a fost să fie buget atunci. Chiar sunt curios dacă la glume turbo era Calibra, adică puteai să găsești Calibra la, nu cred, la Acțibile. Nu cred. Spuneți-vă în comentarii, cei care ați mâncat gumă turbo, dacă ați avut vreodată un Acțibil cu Calibra. Dacă mergem puțin pe lateral, putem să observăm că avem jantele. Încă originale sunt astea, nu? Da, cu antifur și am o cheiță specială pentru... Pentru căpăcelul ăsta, nu? Pentru căpăcelul ăla, da, exact. Foarte fain, jante pe 16 sunt, dacă nu mă știu. 15, dacă nu mă știu. 15, acolo. Avem niște praguri, niște sesii de praguri și vreau să te întreb dacă astea veneau... Da, veneau de fabrică, da. În schimb, eleronul nu venea de fabrică, ăla-i pachet Zender, ștanțat cu serie pe el, adică original, nu e... aftermarket. Adică s-a dispărut de aici. Exact. Da. Știu că mai era și pachetul Insure care venea cu un eleron și mai mare. Venea și mai mare, da, vorbim deja de alte sume. Și pachetul ăla se preta de fapt pentru un 2.0 turbo, neapărat. Neapărat. Da, nu o poți să pui pe un 115 cai un valve. Dacă stai și analizezi puțin mașina asta, nu e cea mai, adică ce au făcut? I-au luat Vectra și au făcut o cupe. Și au făcut o cupe. Și au luat interiorul de Vectra pentru că știi cum e asta, cum am eu Dacia Sport. Au tăiat Dacia în două uși și au pus interiorul exact, de 1310, știi? Și au făcut într-adevăr o mașină sport și cumva ca să Opelul niciodată n-a fost o mașină care să atragă tinerii. În schimb cu mașina asta. Asta da, a tras 100%. Clar a tras. Și părerea mea că e mai frumoasă asta din anii 90 decât un urs. Părerea mea, asta e părerea mea. Și urs. Urs și Calibra, și deci e mai frumos un Opel ca un urs. Părerea mea. Și nu sunt hater, îmi place BMW-ul, dar da, părerea mea că Opelul ăsta, ca și design, nu zic de performanță. Performanță deja... Dar, vezi că și numele Opel Calibra, câtă greutate are, Opel Omega, vezi cum se numea da, o dată? Da, Omega, super. Omega, motoare, aia V6, fost... tot ce trebuie. Știi cum e Omega? La Opel, cum e Phaeton, nu dau un exemplu la Volkswagen. Exact. E cu de toate. Este de fapt un fail, dar a avut de toate. Da, dar a avut de toate, știi? Uite, de exemplu, plasticul ăsta, okay. Au fost foarte puțin fabricate. S-au făcut într-o serie limitată, pot spune, cred. Și chestia asta, ca să o cumperi plasticul ăsta, e vreo 700 de euro să le iei după internet. Și de la 700 de euro în sus. Tu mi-ai spus mie o chestie, că partea de piese e cam nașpa cu Opelul ăsta. Da, e cam nașpa. Adică doar să le iei din dezmembrări. Și mai sunt băieți care dezmembrează, adică sunt într-un grup pe WhatsApp unde... E un băiat din Severin, știu că ai... Ghilosu. Ghilosu, da. Cu Calibre, da. Știu că pe acolo... Care salut pe această cale dacă se uită, da. Bun, îmi place foarte mult sistemul ăsta de deschiderea portbagajului cu butonul ăsta. Nu mai merge, trebuie dat din chei, că am pus închidere centralizată. Da. Uite-te și tu, frate, deci pe bune ce stil avea, că la Audi 80, dacă nu mă înșel, știu că la și Audi... Butoiaș. La Butoiaș, da, exact. Da, exact, la Butoiaș. Deschiderea în stopul de pe spate. Elerenul ăsta cu un stop pe mijloc, evacuarea asta mișto, cred că tu ai făcut. E doar tipsul, așa am luat-o, da? nu i-am modificat nimic. Nu. Da, chiar arată într-un mare fel și avem și lunetă, și ștergător pe lunetă, pentru că mașina asta e un hatchback. Da. Deschide puțin propagajul, să vedem cât de mare era un propagaj la Opel. Da, două secunde. Hai să vedem și după deschidem și capota, să vedem și acel 2.0, ai schimbat și cheia, nu? E pus din aia briceac. Nu, asta i-am făcut pentru închidere. Băi, mă, crezi că mă așteptam? Se dea și se ridice cu tot cu partea asta. Și aici propagajul nu prea mai e, pentru că da, nu prea mai. I-am pus eu un subwoofer
Bine, nu e de cea mai bună calitate. Aici am îmbrăcat asta în Alcantara, dar a bătut soarele și n-a fost nici asta de cea mai bună calitate. Mi se pare ireal. Uite puțin mai de cum poți să intri în mașină prin portbagaj, adică zici că e... Uite cât de mult spațiu aici. Și îți dai seama că n-au putut să pună tetiere. Dacă da, punea tetiere, știi, era... Nu se mai închidea haionul. Chiar sunt curios dacă am loc în spate în mașina asta, pentru că pare așa super tuțită, super... Nu prea. Nu prea, nu? Nu prea. Mamă, și cât spațiu aici, cât de mare e toată bucata asta. Vezi tu, e foarte adânc, dar nu e... E foarte lung, da. Într-adevăr. Da, se vede că e o mașină concept 90, pentru că acum dacă ai face o mașină în felul ăsta cu o margine de mare de asta încărcare... Asta era să mergi cu Gagica, Amanta... La mare. La mare, adică nu... Și să-i dai morți pe autostradă, să omori toate BMW-urile dacă era 2.0 turbo. Da, da, da. Mamă, și ce greu e și... Portbagajul ăsta, bine, probabil și... Mamă, okay. Se închide aici, așa se închide, nu? Da. Hai să mergem să vedem și motorul și după aceea intrăm și la interior. Stai că deschid eu. Mă, câte să trage un pic mai tare. Băi, și uite asta cum se simte. Bine, se simte mai greu la un BMW, dacă mă întrebi din... Și vezi, tu n-are nici ramă la geam. Într-adevăr, dar are stâlpul B. Nu e ca la Mercedes fără stâlp B. Da. Așa. N-avem pistonaj la capotă, că e Opel. Normal. Dar n-a făcut curățenie aici, în detaliu. Nu e problemă, văd că sunt câteva scurgeri de ulei, dar mi se pare rău cât de la îndemână. Opel fără scurgeri de ulei, nu, mai cu. Adevărat, bine, lasă noi fără cutii sparte, fără DPF-uri înfundate. Exact. Dar mi se pare rău cum se văd, pur și simplu, șerpișorii, cum se vede evacuarea aici. Totul e la vedere. Nu s-a îmbrăcat în plastic, știi cum sunt... Și stau să mă uit acum, uite, dacă stai să te uiți puțin la evacuare, cilindru 2 cu 3 merg pe o parte și 1 cu 4 au alt traseu. Da. Motorul ăsta, probleme, câți kilometri are acum? Vreo 200 și un pic de mii, nu știu dacă am mers 1000 de kilometri în 2 ani de zile cu ea. Și adică... când ai luat-o, a avut o problemă pe care trebuia să o faci? Nu. Deci ea a fost perfect funcțional, numai că a avut rugină. Uh-huh. I-am montat aer condiționat pe ea, am luat tot de la ghilosul. Deci tu i-ai pus AC-ul? Eu i-am pus AC, da. Numai că de la două garnituri îmi pierdea foarte mult freun. Le am încă n-am apucat să mă duc să le schimb. Okay. Și toată distracția asta cu aer condiționat m-a costat vreo 1000 de euro ca idee. A trebuit să dau bordul jos, tot. Dai găuri prin... Prin habitacul, da, exact. În asol, de exemplu, dacă am nevoie de vreo piesă pentru aer condiționat, trebuie să rog un băiat care are pe seria de șasiu aer condiționat pe calibra, bă, dă-mi și mie seria ca să pot să... Că tu pe seria și n-ai ace. Da, n-am ace. Mamă, frate, da, într-adevăr. Da, totul super simplu aici, bine, era super mișto, Magi, dacă poți să fie aici să fie un turbo de la un... Să aici o turbină. Da, dar viitoare poate o avea unul turbo. Da? Băi, eu chiar sunt curios. Sincer, când mi-a arătat Madi Calibra, am văzut doar s-a deschis poza. Calibra, am zis, mamă, frate, asta o filmă neapărat. Credeam în capul meu era Calibra doar 2.0 turbo. Și da. Am citit și eu și am văzut, băi, era și 215. Da, mai multe motorizări. Bun. Eu am pe aia de săraci. Opel de săraci. Calibra de săraci. Hai să intrăm și la interior. Intră, te rog frumos, în dreapta, intră și puțin la volan. Da. Să vedem exact cum arată. Îmi place foarte mult geamul ăsta de aici. Mamă, ce mișto se deschide, ești bun. Acum văd toată treaba asta. Și filmează mai de puțin, atenție la detalii. Avem prag din aluminiu cu Calibra, cu un font așa mai aparte. Și cum mi se pare mie că seamănă? Mi se pare că seamănă cu bertonele, oarecum. Că și bertonele au fost. Da, eu părerea mea că ăsta a fost bertonele în facelift al Calibrei, dar mai... Da. Tot la fel arată super mișto și după 20 de ani. Haide, intră aici frumos, în dreapta. Mamă, și interior... E, cred că aici au stricat-o puțin. Și de ce îmi spun treaba asta? Că e la fel interiorul ca la Vectra A. Da, exact. Adică mi se pare că... N-au adus, de exemplu, nimic. Până și scrumiera, da, dau un exemplu, e aceeași ca după... Uite, despre alea vorbeam. Uh-huh. E același după Vectra. Totul e după Vectra. Volanul bine s-a pus pe Astra F mai mult. Vectra nu prea a avut volanul ăsta, știi? Astra F nu prea mai există pe stradă, că au rugit toate. Au rugit, da. Da. S-au descompus. Nu există Calibra care să n-aibă bord crăpat. Exact. Și ce mi se pare mie interesant, filmează mai puțin aici, avem comutatorul de faruri. Vezi, tot la, după un Vectra l-am luat. La BMW mai, și la Mercedes, tu ai și Mercedes, la, parcă sunt mai robuste puțin. Da, da. Asta e așa. Bine, mai... Și prețul de achiziție din anii aia, adică, na, da. Îți spun cuvântul. Aici avem proiectoarele cu ceața, reglajul pentru faruri. E aici are de pornit și aici a avut aici un chip.
Okay. Înțelegi, băgai chipul acolo, dar l-am scos de tot pentru că îmi făcea figuri și uneori nu pornea. La rar, când să mă duc dimineața la rar să plec să-i fie fararul, n-am mai pornit. Da, și l-am scos până la urmă. A dat Dumnezeu a pornit și după aia l-am scos. Cutia în 5 trepte? În 5 trepte, da. Vezi, aici încă Opel avea cutii cu trepte, că după ce au pus celebrul M32 în 6 trepte care crapă rulmenții în ea și nu mai e cutie de Opel, aici avem un magazin de CD-uri, nu? Da, un magazin de CD-uri. Uite, mă, cum era treaba asta. Se pare ireal. Și îmi place că este la vedere, nu e ca la Audi, de exemplu, în portbagaj. În portbagaj, da, sau în torpedo, sau... Da, adică e mult mai simplu. Da, în schimb, văd că ai plafonul retapițat. Da, l-am retapițat eu. Fețele de uși, văd că ai oglinzi electrice. Da. Și aici, ăsta e sistemul de blocare. Pentru blocare, exact. Dar uite, mai puțin ce moare totul pe aici. Și dacă aveai varianta de piele, aici am văzut că era... Era pielea cu cusături, așa, foarte frumoasă. Super umflată, super, da, mult burete. Exact. Dar nu o găsești într-o stare foarte bună. Pentru că s-a desumflat, s-au crăpat. Și stau să mă gândesc, asta e poziția maxim jos sau nu se reglează sus jos? Nu se reglează sus jos, nici volanul ăsta e nasol, adică doar în față și în spate. Deci mașina asta trebuie să o cumperi, prima dată înainte să o cumperi trebuie să te pui în ea. Mi se pare exact ca Opelul Madi pe care l-a avut. Deci dai cu... Uite, eu dacă stau drept, băi, jur, dau cu capul, filmează puțin. Intră puțin aici, Madi. Deci eu dacă stau drept, dau cu capul în plafon. Deci trebuie să ai mare grijă când cumperi mașina asta. Da, eu îți mai scund, adică nu. Aici pe partea de climă avem AC-ul pe care l-ai pus tu, butonul de AC, recirculare, degivrare. Asta e reglajul pentru locul unde vrei să dai. Exact, da, pe unde să iasă aerul. Vezi cât de simplu era, jos, sus. Da. Nu puteai să faci prea multe, exact. Da, nu. Aici sunt treptele de ventilație. De ventilație, exact. Ceasul, știu că unele veneau cu un computer de bord. Computer de bord, da. Ceasul venea stock, cum ar veni, adică nu, okay. Nu era opțiune. Și astea toate comutatoarele, da. Stau așa și mă uit cât de solide toate lucrurile astea și nu troznește nimic, adică e totul super. Și gândește-te că a fost dat bordul jos. Uh-huh. Adică ar putea să vezi. Bă, și uite, e totul, moare, totul este, da. Uite, mă, aici îți intră mâna în bord, pe bune. Și e până jos, adică. Da, așa e până jos. Până aici. Aici devine Opel. Da. Torpedou, cum e? Destul de mare. Da. Uite aici că n-avem airbag, avem spațiu de depozitare. Da, deși ar fi ok să fie avut airbag, știi? Era mult mai safe. El a venit și cu airbag? Au fost și cu airbag. Dar mi se pare că pe facelift am văzut mai multe. Ok. Varianta de trapă, nu știu dacă era de standard. Ba da, standard. Pentru că nu aveau aer, trebuiau să-i pună trapă. Știi că Euro 2 urile cam așa în general care aveau trapă, nu aveau aer. Hai să-i dăm și o cheie să vedem cum se aude calibra asta. Îi dai tu cheia, eu stau în spate să aud evacuarea. Și după aceea îi dăm un test drive cu mașina. Pentru că, bă, sincer, vreau să conduc și o dată în viață o calibra. Să văd și eu exact cum era să fii șmecher în 2000. Wow. Deci o pedală. Păi, frate, Euro 2 și nu scoate gram de fum. Nu scoate, nu. Deci și nici la rece, nici la cald. Euro 2. Nu scoate. Deci am văzut mașini Euro 6 cu, erau așa niște Volvo-uri din alea albe, cu evacuările negre deasupra. Da, nu scoate. Deci... Bine, i-am și schimbat tot, distribuție, ulei, toate astea, adică nu mi-am bătut joc de ele. Am băgat foarte mulți bani în troacele astea. E pasiunea mea, e plăcerea mea. Și cum se aude motorul, așa se aude? Merge stas. Da, trebuie să mergem neapărat cu ea să vedem cum merge. Voi trebuie să dați un like neapărat acestui canal. Trebuie să dați un follow lui Andrei Pascu. Și dacă aveți nevoie de o mașină, contactați-l, pentru că 100% pe partea de Moldova. Ești cel mai mare de aici? Din Vrancea, da. Din Vrancea, da. Doar din Vrancea, da. Bine, hai să vedem cum merge această calibra. Ne-am bucat în calibra, suntem și mechi, dar nu ne merge ACU. Transpira puțin. Din anii 2000 până acum s-au mai stricat lucruri. Hai să vedem cum pornește. 3, 2, 1. Mamă, deci cum se simte? În momentul în care dai, pui contactul, simți motorul în cheie. Da. Deci simți motorul cum învârte acolo. Wow. Filmează mai de puțin timoneria asta. Deci uite și tu cum merge timoneria asta. Bine, a mers. Asta trebuie să... Trebuie șurubat, nu? Bine și prins ceva acolo. Mamă, dar ce moale totul, frate, ești nebun la cap. Hai să dăm... Vedeți că nu-mi dau seama cum e ambreiaj, mamă. Asta are servo direcție? Da. Wow, ți-am spus dacă nu știu exact dacă au fost pus cu opțiune treaba asta sau așa au venit. Mi se pare real că e foarte greu, mai grea ca la BMW. Mergem acum toate geamurile deschise că cam cald afară, e ora 12, dar... Hei, tu cum ai venit cu ea până aici? Am mai bătut un pic dimineața. Ia, bate puțin. Dă-i tu. Gata. Mamă, dar chiar ai intrat! Obișnuit. Bă,
Da, ce frumos merge, frate. Mersul ăla de aspirat, știi? Da, da. Simplu. Dar fără stres. Fără tehnologie, fără nimic. Fără panciul ăla de turbo, știi, care te face să mergi mai agresiv. Cu asta chiar mergi cu ea super relaxat. Uite, acum că ne-am pus în mișcare, direcția mi se pare și că e decuplată de la roți. Așa mi se pare, e totul super moale. Moale, da, da, da. Frâna e nu-i tare. Nu e mai ok. Da, e tare. Știi că la Opel-ul ăsta nu e super sensibilă când apeși și... Unde lasă pe-ți? Lasă. Uite că nu-mi dau seama de ambreaj, mă crezi? Pentru prima dată. Deci chiar nu-mi dau seama de ambreaj unde ține. Deci ciudățică ca mașină, mă crezi? Mi se pare că merge... Nu mi se pare nimic sportul ăla. Nu este. Adică doar cum... arată. Da, dar la cum nu este. La cum arată, zici, domne, mănâncă asfaltul. Bine, nici motorizarea nu ajută. Poate dacă ai fi mers cu un turbo, ți-ai fi schimbat. Era schimbată suspensia, direcția era schimbată la aia turbo? Nu știu asta. Că dacă era la fel, nici direcția, mi se pare e super barcă totul. Da, da, mă gândesc că poate au mai îmbunătățit un pic la turbo, avem mai mulți cai. Părerea mea. Da, nu știu, zic, e... Și dacă o accelerezi? Prindem 100 la București, adică... Exact, până la București ajunge la 100. Filmează mai de puțin, eu căutam că m-am urcat o mașină, geamul electrice. Uite și tu unde sunt geamul electrice aici. Ăla e 46, știi că aici e pe consolă. Bine, la E46 sunt puțin mai... Sunt măcar aici, da, știi? Da, da, sunt mai în față un pic. Asta-s cumva... E peste mână un pic. Da. O, dar pentru o mașină așa relaxată, adică să mergi relaxat, e de aia 5-a frumos, este de mai 5-a. La cât avem la oră? 80 la oră, avem 2000 ture. Nu ai problemă. Ce mai mult am mers cu 120 cu ea, adică nu i-am dat chiar... Mie mi se pare că merge mai bine, uite, noi am avut Topol din 2008. Merge mai bine ca ăla. Merge mai bine în sensul că ăla era mai sportiv, mai fâșnez, mai stătea mai bine pe stradă. Dar parcă crâia cutia de viteze, se auzea un injector când bătea, făcea o regenerare de aia tâmpită când era lumea mai dragă. Da, uite, astea au fost făcute doar benzină, ceea ce... Adică puteau să facă și diesel. Mă gândesc că poate avea mai mult succes cu diesel, părerea mea. Poate pentru șasiul ăsta mergea un diesel, pentru că e așa... Un 2.0 diesel? Sau un 2.2, știu că avea 2.2 ăla, l-au pus pe Astra GR. 2.2 DTI-ul ăla, da, da. Și pe Omega, parcă l-au pus. Și pe Omega au pus, da. Omega, da. Da, dai seama ce era mașina asta dacă voia să fac chiar un competitor, că cum ai spus și tu, arată mai bine ca un BMW. Poate mai mulți oameni care spun treaba asta, eu da, cred că... Da, asta e punctul meu de vedere, adică... Eu cred că arată mai special, așa mi se pare, că e ceva special. BMW-ul E30, E34, E32, era tot cam la fel. Cam adică la fel, da. E da. Cam aceeași mâncare de pește. Da, dar Opel-ul îl cam lua toată lumea, știi? Uite, BMW-ul, părerea mea, nu îl cumpăra chiar toată lumea. Nu îl cumpăra, da, într-adevăr. De asta și prețul de achiziție. Ca și astăzi, de fapt. Uh-huh. Opel-ul e mult mai ieftin ca BMW-ul, da? Da, dar Opel-ul vezi că și-a câștigat renumele de cea mai proastă mașină în zilele noastre. Adică nu-ți mai cumperi Opel, doar dacă chiar nu cunoști nimic despre mașini. Așa mi se pare mie. Pentru că tot au fost cumpărați de PSA, de... Da, s-au schimbat acolo între ei, dar eu rămân la părerea că Opel-ul chiar, uite, de exemplu, la mine la vânzări, merge foarte bine Opel-ul, n-am avut probleme cu ele. Păi oamenii cred că au rămas cu aceeași concepție, că Opel-ul e mașina aia care poți să cari varză. Da, și încă este. Încă este, nu? Da, încă este. Ia să vedem, dăm puțin un demaraj cu a treia, 3.500. Mamă, dar ce greu se turează, frate! La cât se limitează? Nu știu, dai până... A crăpat iar. Așa. Și la 100 la oră... Merge, se întinde la drum lung. N-ai ce zice. Era mișto dacă mergea AC-ul ăla. Da, era. Chiar era super mișto, dar... Mă simt că în anii 90, mă crezi? Că în anii 90 aia ce era lux. Și melodia aia cu jumătate tu, jumătate eu. Așa? Așa, eu numai cu de-astea merg. Când merg cu astea vechi, îmi bag manele vechi. Când merg cu astea noi, îmi bag manele noi. Eu ascult manele. Bagi Vali Vigelia, adică de la Vâlcea. Normal. Adrian Copilul Minune. Corect, dar nu știu, mie îmi plac manele. Băi, să știi că mașinile astea... Să-mi iau hate pentru treaba asta, cred. De ce? Toată lumea ascultă manele vechi când pleci la drumul lung. Și noi. Inclusiv Madi, exact. Și noi la fel, o dăm cu muzică trap. Nu manelistul. Da, da. O dai cu muzică trap, cu muzică clasică și la urmă tot la manele ajungi la un moment dat. Dar, într-adevăr, în anii 2000 cam asta ascultam. Manele 2000. Bă, fain. Faină ca mașină. Senzația e că plutești. Jantele astea pe 15 își fac
am avut un lemn de 17. Cel mai rigid, nu? În două lățimi, da, cu puză, cromat, mi-a plăcut mie. Dar nu puteai să pui frână, nu puteai să... Să închide geamul ăsta și cu trapa deschisă, e decent, la 100 cât am la oră? 130? 130, da. Ai mers mai mult ca mine acum. Te-ai mers niciodată cu 130? Nu. Mamă, dar frâna e dubioasă. Cred că de aici știi că era la un moment dat o vorbă în popor că să nu te încrezi niciodată în frânele la Opel. Și cred... am cu frânele de la Daci, da? Să acceptă și Opel. Și la Opel, da. Că Opelul nu are frâne. Și cred că de aici. Mă, a intrat o pietrice că s-a liniștit. Pietrice, ai intrat 100%? Da, am mai pățit. Sigur nu bate motorul, nu? Nu bate motorul. Hai să zicem că să întoarcem Opelul. La asta cum e mașajerul? Ridici. Ridici, ai. Așa și antea. Astfel e nucă. A intrat, a intrat. Bă, dar știi că și la Dacia am pățit treaba asta. Dar parcă eu n-aș fi vrut să o pățesc la... La ce? La Opel. Dar cum o scot acum din apoi? Așa. Da, că el se decuplează. Dă-i un pumn, hai. A sărit de tot. Lasă-o așa, că bag așa, ia. Da. O să mă simt, mă simt cu mașina de drift acum. Ia să vedem cum mă întoarce. Mamă, dar vezi că are un unghi de bracaj foarte bun. Da. E 39, mă nu întoarce așa de bine. Haideți că am revenit, că au murit toate GoPro-urile. Mamă, e o căldură afară. 34 de grade la ora 12. Și fără aer condiționat. Și fără nucă la schimbător. Și fără nucă la schimbător. Filmează aici puțin. Au de aici se bagă 3-ul. La un fără. Da. Bă, dar merge, frate. Jur că merge. Spuneai că e problema la Opel cu apa. Cu apa, da. Sunt două termostate. Unul care ridică la 90 și unul care ridică la 97, dar niciodată nu ridică la cât ar trebui. La cât ar trebui? 88, părerea mea. Trebuie să stea în 90. Da, da, ar trebui să stea în 90. Niciodată nu mi-a stat în 90. Mereu mi s-a ridicat aproape de 100, ceea ce nu e ok. La 5, dacă o accelerezi, e moartă. Ea mi se pare moartă. Întrebarea mea, dacă ai mers, ai zis că ai făcut 1000 de km în 2 ani, ți-ai făcut vreun consum? Ți-ai dat seama așa că am făcut consum? Nu, niciodată nu. Niciodată n-am putut să... Să mergi la consum cu ea. Să merg la consum, da. La mașinile astea, pe vremea aia, în 90, în 2000, nu era problema. Uite, dacă aveai și un computer de bord, puteam să spun. Exact. Dar cred că nu se punea problema atunci de consum. Adică era benzina, motorină, era 2 lei atunci. Da. Merge și atât, adică știi câte să alimentezi. Exact. Vă că nu avem erori în bord, nu avem ce caprins, avem doar... Am airbag-ul pentru că i-am dat atunci planșa de bord și toate astea jos, când ne-am pus aer condiționat și de asta mi-a rămas airbag-ul. Într-adevăr și probabil singurul airbag pe care l-ai mașina. Da. Deci ăsta e singurul, da, singurul care nu merge. Care nu merge, da. E bine. E o mașină safe. Dacă ar fi să dăm acum o notă ca să încheiem vlogul, pentru că nu ne mai țin camerele, e prea cald afară. Pentru simplu fapt că e un Opel din 93, de 30 de ani vechime, care e confortabil și merge atât de bine în zilele noastre, i-aș da un 9,2. I-aș da un 9,2 pentru că mă așteptam oarecum să meargă mai brutal, dar motorizarea nu e cea... Nu ajută, da. Nu ajută. Probabil un 2.0 turbo, dacă aveți un 2.0 turbo, lăsați-mi în comentarii și chiar sunt curios cum ar merge unul. Mai de drept de notă? 9. 9, pentru că nu merge ACU, da? Da. Și domnule Andrei, dă-i o notă pentru toate mașinile pe care le-ai tu, dă-i o notă Opelului. 7. 7? 7. Deci are domnul Andrei mașini mult mai faine. Să sperăm că S-ul, la S am înțeles că merge ACU, da. Mergem acum să filmăm un S600 V12. Și credeți-mă că sunt foarte entuziasmat că astăzi mi s-au îndeplinit două vise. Unul, de a merge cu un Opel Calibra, chiar dacă nu e 2.0 turbo, și al doilea va fi să merg cu un V12. Până data viitoare, eu am fost Mediatros Bani, el a fost Andrei Pascu. Nu uitați, mașini faine de cumpărat la Focșani, Pascu Auto 99, Auto Pascu 99. Data viitoare, întrecele bune. Mulțumesc, pa, pa.